Un bucureștean a plătit scump azi noapte pentru hotărârea cu care încerca să scoată la iveală activitatea unui medic pensionat vecin de-al său. Omul este convins că fostul medic făcea operații într-un cabinet improvizat de la parterul blocului. Atât de convins încât a sunat la Ministerul Sănătății ca să denunțe cazul. Sfatul celor de acolo a fost să fotografieze cabinetul și să le aducă dovezi. În acest punct s-a complicat situația. Când a încercat să facă pozele cu medicul și cabinetul lui, s-a trezit cu o lopată în cap. Acum nici nu mai contează dacă există vreun cabinet sau nu. Fostul medic a intrat în bucluc pentru că și-a atacat vecinul. M-a așteptat aici, nu știam, nu eram și-o pregătit. Bă, uite, domne, vă rog frumos, filmați aici, vine medic din tot Bucureștiul și operează clandestin. Cabinetul medicului a apărut din senin la parterul blocului, i-a trezit bărbatului spiritul civic. Intrigat, a sunat la Ministerul Sănătății să afle dacă vecinul său are vreo aprobare. O secretară l-ar fi sfătuit să încerce să-l filmeze pe fostul medic în timpul operației. Ghinionul a făcut însă ca el să fie cel surprins. Când m-am dus la geamul ăla să fotografiez cu telefonul, că așa mi-a spus la Ministrul Sănătății, doamna secretară, el a ieșit pe aici, care cameră de luat vedere. Și m-a așteptat cu lopata, drept care se vede. Și mi-a dat 3 lopeți. Întreaga scenă a fost văzută și de soția bărbatului, care i-a sărit imediat în ajutor. L-am văzut cum dădea în el cu lopata. Domnul doctor care opera. Eu am avut o sticlă de apă și am aruncat cu apa așa. Și atunci a fugit. Când a auzit de acuzații, fostul medic s-a arătat surprins. El spune că își desfășoară activitatea perfect legal și că între el și vecinul său există de fapt un conflict mai vechi. Și de aici tot scandalul. Eu sunt doctorul Crăiescu, am ieșit din operație acum, aud o oră scandal pe stradă, eu nu ies la aceste provocări. Nu ies. Deci nu... pe dumneavoastră vă acuzați că i-ați dat... Da, să-i fie foarte bine. El mă acuză de 5 ani. Sunt 5 procese, unul pe penal. Sunt multe. Eu nu ies din casă, n-am nicio problemă cu ei. Sunt pensionat la spitalul militar, o viață întreagă, am profesat și la München 10 ani, eu nu mă bat cu asemenea specimene. Victima spune însă că de când a fost deschis cabinetul, nimeni din bloc nu mai are liniște. E cabinet medical fără, nu, secție chirurgicală. Aduce, nu are acordul nostru și aduce de la spitalul militar, de la Floreasca, de la toate spitalele. Nu vorbi cu mine odată, Leonard. Și le ia... bani. De la camera de comerț a venit și l-a controlat și a zis nu se încadrează în normele europene. Bărbatul este hotărât să depună plângere împotriva medicului și de asemenea să meargă la IML să scoată certificat medico-legal.